Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre cine ar putea fi eliminat în gala viitoare. Dar, înainte de asta, dacă ești prima dată pe acest canal, te invit să te abonezi la acest canal pentru că ai ce vedea zi de zi. Informații, statistici și opinii despre casa iubirii. Așadar, în cazul în care vom avea o gală cu eliminare și ar cam trebui să fie, ținând cont că sunt 15 concurenți în casă în acest moment. Cred că în pericol mare sunt doi concurenți, Axi și Aisa. Băieții clar au nominalizat-o pe Aisa, la câte antipatie a reușit să atragă, nici nu este de mirare, începând de la Robert până la Ionuț. Ea a intrat în casă destul de înțepată, doar că anumite replici au deranjat inclusiv staful cu ironii de genul mă plictisez subiectele voastre, asta în timp ce acel subiect se discuta cu moderatoarea de față. Axi, băiat bun, nu cred că va atrage antipatii prin casa fetelor sau a băieților, dar nu are acel ceva care să-l facă suficient de atractiv pentru fete încât să-l aleagă pe el în dauna lui Laurențiu, cel care a fost nominalizat data trecută. Laurențiu, de bine de rău, cam domină camerele roșii, fetele alegându-l pe bandă rulantă, chiar dacă este acuzat că a trecut ușor de la o fată la alta. Cred că nici nu mai contează cine va fi al treilea propus la nominalizare, pentru că eliminatul se va alege între Aisa și Axi, deoarece în cele câteva zile în care ei doi au fost pe post până la filmarea acestei gale, nu au fost suficiente pentru a strânge voturi, astfel încât să bată orice alt concurent mai vechi din casă. Asta doar dacă nu se dorește altceva. Oricum, probabil al treilea nominalizat va fi Robert, în cazul în care nu va câștiga el cecul. S-a vorbit că va pleca ba Isa, ba Axi, dar știți foarte bine, când o să am certitudinea că este o informație credibilă, voi reveni pe această temă. Dacă ar fi să aleg pe cel care are cele mai mari șanse să fie eliminat, eu mi ved pe Axi, Așa cum am spus deja cred de o săptămână, dar nu neapărat că el este personajul negativ și pur și simplu AIS are mult mai multe perspective pentru crearea de materiale datorită clinciurilor ce deja le-a avut cu mulți concurenți din casă. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!